La 9 ani, Ioan este un băiețel cu umor, poftă de viață și voință. Nu poate merge, dar visează să devină portar. Și pentru asta, de câte ori are ocazia, joacă în casă fotbal în genunchi cu fratele lui Geamăn și cu tatăl lor. Este dinamovist înfocat și ar vrea să ajungă la echipa din Ștefan cel Mare. Pentru asta știe că trebuie să facă bine, dar nu știe sigur dacă trebuie să se facă și polițist. Până se lămurește, trebuie să rezolve mersul și să scape de durerile provocate de parapreza spastică. Șansele vin din Statele Unite, unde este așteptat de echipa doctorului Park pentru două ture de operații costisitoare. Așa că Ioan are nevoie de noi toți printr-o donație de 2 euro la numărul de SMS 8848. Alimentați fondul de solidaritate al campaniei Vreau să ajut, din care va fi ajutat Ioan, dar și alți copii. Și mai sus. Credea că pe el l-a scăpat barza din cioc când și are o bubică la picior pentru că l-a scăpat barza. Nu i-a zis nimeni lucrul ăsta, dar a încercat singur să-și caute o explicație de ce nu poate să fie ca ceilalți copii. Ioan nu este ca ceilalți copii din cauza bolii care nu îl lasă să se ridice și să meargă. A venit pe lume împreună cu fratele lui Geamăn, Teodor, la 27 de săptămâni cu câte 1,2 kg fiecare. Nașterea a fost grea, iar la 4 luni, medicul neonatolog le-a spus părinților că Ioan are o problemă de spasticitate și că va avea nevoie de multă kinetoterapie. Medicul la un an i-a pus diagnostic de tetrapareză. Ia, întinde genunchii, du-te cu umărul, hai! În anii de terapie, Ioan și-a recăpătat funcțiile mâinilor, iar astăzi este diagnosticat cu parapareză, boala care nu-l lasă să meargă și îi provoacă și dureri din cauza spasticității musculare. Asta nu înseamnă că Ioan se dă bătut. Face kineto și joacă fotbal în genunchi în casă. Ne jucăm fotbal mai mult de dragul lui Ioan, care are un microb foarte mare de fotbal. De 6 ani, familia Chicioroagă stă în București. Au lăsat Galațiul în care au trăit pentru ca Ioan să poată beneficia de tratament foarte bun. Când a venit, Ioan nu accepta poziția de ortostatism. El spunea, eu spuneam, haide să stăm în picioare. Și el spunea, nu vreau în picioare. Era foarte supărat că eu mi-am permis să-l pun în picioare. După aceea, încet, încet, el a reușit să facă primii pași. A căpătat mobilitatea, a fost din ce în ce mai bine. Dar a stagnat la un moment dat, încă nu poate să meargă singur. Se taie niște firișoare de nervi din coloană care țin de motricitate și care dau această spasticitate și pe care nu-l lasă pe Ioan să meargă. Ioan va avea nevoie ca după rizotomie să mai intre o dată în sala de operație pentru PERX, intervenția chirurgicală ortopedică. Abia apoi, medicii americani îl vor băga în programul obligatoriu de recuperare, recuperare pe care Ioan va trebui să o continue la București. Părinții care au șansa să ajungă și să facă această intervenție trebuie să înțeleagă că fără kinetoterapie, intervenția nu va avea niciodată rezultatele pe care noi toți, și specialiștii și părinții, și le doresc. Operația trebuie să o facă în America, la domnul doctor T.S. Park. A apărut la dumneavoastră în emisiune și costă $60.000. Puteți contribui la fondul de solidaritate al campaniei Vreau să ajut, donând 2 euro prin SMS la numărul 8848, număr pus la dispoziție de Orange Telecom România Mobile și Vodafone, pentru campania Vreau să ajut, sau sunând la numerele afișate pe ecran din rețeaua Telecom, rețeaua de telefonie fixă. Aceste numere sunt alocate gratuit campaniei Vreau să ajut. Puteți dona 3, 5 sau 10 euro. Din fondul de solidaritate al campaniei îl putem ajuta pe Ioan, dar și pe alți copii. Puteți dona și nominal în conturile Fundației Mereu Aproape, deschise la BRD, în lei și în euro. Românii din străinătate pot contribui online sau prin PayPal menționând numele Ioan. Orice sumă contează.